Kinji a fost un ratat dezgustător și urât care dorea să trăiască o viață relaxată și să evite femeile, deoarece avea o boală ciudată care l-a făcut un ticălos arogan de fiecare dată când era, știți voi ce. A trăit pe o insulă unde a urmat liceul Budae, care a fost o școală care a instruit Budae, un grup de mercenari de adolescenți care au autorizat să lupte împotriva criminalilor pentru că poliția erau incompetenți. Într-o zi îl vedem pe Kinji mergând pe o bicicletă mai repede decât un biciclist profesionist pe autostradă, ca și cum viața lui depinde de asta, în timp ce era urmărit de o mașină de tuns iarba înrocită care se apropia de el în secundă. O fată pe nume Aria a sărit de pe un pod înalt activându-și parașuta pe care o folosea pentru a aluneca suficient de aproape pentru a o distruge și pentru a distruge această costisitoare americană cu pistoalei duble. În timp ce a alunecat, Kinji i-a spus că bicicleta era echipată cu o bombă, așa că nu ar trebui să se apropie prea mult de ea, dar ea s-a întors și a spus să aibă încredere în ea înainte de a lua de pe bicicletă, făcându-o să se prăbușească și să explodeze. În acea dimineață, Kinji s-a trezit supărat întrebându-se ce a făcut pentru a merita o viață atât de proastă și a început să facă planuri pentru a se muta din școală înainte ca viața lui să fie distrusă definitiv. A deschis ușa și a găsit o fată afară care îi spunea Kinchan, dar i-a spus să renunțe la familiaritatea actului. După ce a lăsat-o înăuntru, a întrebat-o de ce avea nevoie de la el, așa că ea a spus că fusese plecat la antrenamente la un altar și că acum că s-a întors, i-a adus micul dejun pentru a compensa lipsa. Cretinul urât i-a spus că nu trebuie să gătească pentru el, dar a mers înainte să devoreze masa ca un câine fometat. După ce a mulțumit pentru masă, fata simplă i-a mulțumit și pentru că a avut suficientă încredere în ea pentru a-și mânca mâncarea dorindu-și să desfacă felul principal în continuare. Kinji s-a oprit rapid să nu se uite la mulgătorii și chiar a încercat să-și distragă atenția observând natura. Cu toate acestea, ea a venit la el cu noua sa uniformă și armele, în timp ce i-a amintit că vor întârzia la ceremonia de deschidere a școlii pentru al doilea an. S-a înarmat cu pistoale și cuțitul său, în timp ce Shuruyaki îl privea entuziasmat ca și cum ar fi expoziție Disney. I-a spus să meargă înainte în timp ce el își verifica corespondența, dar ea voia să-i spele rufele. El i-a spus că nu era necesar, așa că ea l-a rugat măcar să-i dea un mesaj mai târziu, deoarece atenția lui era sprijinul ei pentru viață. Când a terminat de verificat e-mail-uri, era deja prea târziu să ajungă din urmă cu autobuzul, așa că a trebuit să meargă cu bicicleta la școală. Dintr-o dată, un robot a apărut în spatele lui, dezvăluind că o bombă a fost implantată pe bicicletă și că oprirea sau încetinirea acesteia ar declanșa o bombă. A adăugat că nu și-a putut folosi telefonul mobil deoarece ar declanșa și bomba și atunci a amintit de Shuruyaki și de advertismentul despre un ruist imitator. Înapoi la accent, Kinji s-a trezit într-un coș de gunoi sub fata care și-a riscat viața pentru a-l salva. Curând și-a dat seama că armura era vizibilă și a observat că era un student push-up care l-a liniștit cumva, deoarece nu era îndrăgostit de silicoane. S-a trezit convenabil în timp ce era ocupat cu privirea ceea ce a făcut-o să lovească în mod repetat numindu-l dubios. Chiar atunci ei sunt împușcați de nenumărate mașini de tuns iarba americane pe care fata le-a recunoscut drept ucigașului Bude. Ea a analizat situația și și-a scos armele îndemnându-l să facă același lucru, dar el a obiectat. Ea a început să treagă în mașini de tuns iarba în timp ce Kinji s-a odihnit lejer pe terenul ei ridicându-se cu parfumul ei până când el a ajuns la punctul culminant. După ce a reușit să-i facă să retragă temporar, Kinji a luat-o de picioare și a spus să relaxeze, chiar ținând pistolul în palan, care ce plănuia să aibă grijă de inamici. Când s-a întors, el a îndreptat gloanțele lor zburătoare, ocolindu-le cu stil ca James Bond înainte de a trage focuri precise care l-au distrus, totul într-o singură măturare. După bătălie, s-a întors înăuntru, așteptându-o pe Aria, care l-a vinovățit că i-a stricat uniforma când a încercat să o dezbrace. În timp ce ea se înfurea la el, el i-a întins centura, crezând că o va calma, dar asta a făcut-o doar să-l înfrunte direct, acuzându-l că a încălcat. Kinji i-a spus că este ilogic ca un licean de anul 2 ca el să încerce chiar să creeze un complot cu un gimnazial mai mic. Acest lucru a făcut-o doar mai furioasă deoarece era colega lui de clasă, așa că și-a scos pistolul ca să-l facă găuri, dar l-a contracarat-o prin direcționarea mâinilor și spre perete. Aria și-a păstrat armele și a folosit mișcarea jiu-jitsu pentru a-l mânca la distanță, gata să-mi scrie niște lovituri la cap. Cu toate acestea, Kinji i-a furat deja cartușul și l-a aruncat, ceea ce a făcut-o doar să scoată două katane norocite din spatele ei, făcând-o să ne întrebe unde a ținut-o în tot acest timp. Ea s-a lansat în grabă spre el, dar a sfârșit prin a se împiedica datorită capcanei puse de Kinji în timp ce era distrasă. Când a ajuns în sfârșit la școală, s-a gândit când se va termina sindromul lui de isterie care îl face să-și dorească să salveze orice fată din fața lui. Această boală îl face de asemenea să adopte un model de vorbire ciudat, ca un prinț medieval mândru cu o nucă, ceea ce era atât de jenant încât voia să cadă mort. La sosirea în clasă, a găsit-o pe Aria, cerând să stea lângă el, ceea ce profesorul i-a permis. Când i-a aruncat cureaua înapoi, colegii lui de clasă au crezut că sunt iubiți care nu cunoșteau limite, așa că au plouat la
de pe cringe pentru a-i opri Eria și a împușcat cu pistolul nechipzuit, promițând că va executa următoarea persoană care o va împinge cu un ratat dezgustător și urât precum cringe. Întors la căminul său, el s-a întrebat dacă incidentul cu bomba a fost doar o coincidență sau dacă ucigașul lui Bude visează în mod specific. El a decis să răspundă la ușă doar pentru a o găsi pe Eria, care a intrat în casa lui și a ordonat să devină sclavul ei, probabil pentru că era bronzat și urât, în timp ce a înghețat în stare de șoc, întrebându-se dacă a pierdut câteva suluri în timpul atacurilor la mașina de tuns iarbă, a continuat să latre ordine, dându-i instrucțiuni să-și ia diferite feluri de mâncare. În cel de urmă, i-a cumpărat niște chife pentru a opri să se mai plângă și să o facă să se calmeze. Le-a întrebat ce vrea să spună prin a deveni sclava ei, așa că i-a explicat că voia ca el să se alăture partidului ei în divizia de asalt a școlii. El a dezvăluit că s-a transferat deja de la divizia de asalt la divizia de logistică pentru că dorea să părăsească o viață relaxată înainte de a renunța cu totul la școală. Ea a spus să nu-și limiteze potențialul cu scuzele neșii și a continuat să-și aloce rolul atunci când s-a alăturat partidului ei. Cinci nu putea decât să se uite ca o pisică electrocutată în timp ce ea continua să-l forțeze să-i se alăture, promițând chiar să rămână în casa lui până când el va fi de acord cu ea. Când a încercat să protesteze, ea i-a arătat geanta pentru a arăta cât de serioasă era și a alungat din camera lui pentru a reflecta asupra acțiunilor lui. A trebuit să stea afară la un magazin de manga pentru un timp înainte de a se întoarce la cămin, când era adânc în noapte. Odată ce a intrat, a observat-o cum făcea baie și chiar atunci a sunat soneria. S-a dus calm să verifice ușa și a găsit pe Shuriaki stând afară. Voia să se prefacă că nu era acasă, dar idiotul s-a împiedicat ca un trepied instabil. De urmare, a trebuit să deschidă ușa pentru a o întâlni afară. El a întrebat dacă a fost implicat în incidentul cu bicicleta care s-a întâmplat mai devreme dimineață și când a răspuns, ea a făcut un mare tamtam că a promis că va sfârși vinovatul. Când a întrebat de ce a venit, ea a dezvăluit că i-a adus cina în timp ce mergea la alta tabără de antrenament. Kinji a acceptat cu bunăvoință oferta ei și a rugat-o să se întoarcă acasă, dar ea a început să se chinuie despre cum o făcea să se comporte ca soția lui. Kinji voia doar ca ea să facă o plimbare de la proprietatea lui, dar fata părea să fie afectată de obsesie pentru el. Când Eri a făcut un zgomot în baie, el a încercat să o alunge repede, ceea ce a făcut-o să fie mai suspicioasă față de el. El a reușit să o calmeze și s-a dus rapid în hol să-și ascundă katana înainte de a se hotărâ să o folosească asupra lui. Pe măsură ce trecea prin lucrurile ei, l-a prins în flagrant, ținându-se de ambalajele ei de complot, ceea ce o făcea să-l eticheteze ca un dubios demn de a fi castrat. Kinji s-a trezit a doua azi dimineața cu un pumn în stomac care i-a redus speranța de viață la jumătate. El a blocat lovitura care trebuia să încheie înțelegerea, în timp ce Eri a strigat la el să facă micul dejun pentru că era foame. S-a dat jos din pat și a ocolit toate celelalte atacuri ale ei până când au obosit. În cel urmă s-au grăbit de școală fără să mănânce și Kinji a vrut ca ea să meargă singură, în timp ce el o urmărea în spate, dar piticul cu părul roz s-a oprit de el ca un parazit. La școală, directorul asistent Sayanaki le-a informat elevilor despre programa lor care a fost împărtățită în munca normală de liceu în primele 4 perioade și clase speciale pentru antrenamentul Bude. Divizia de asalt s-a concentrat pe lupta cu arme, în timp ce logii, o divizie a instruit experți în vehicule în cazul în care va fi vreodată nevoie de un anime rapid și furios. În școală se permite de asemenea să deplinească misiuni care sunt postate pe un panou la care au acces toată lumea, cu excepția studenților noi. Kinji a luat o misiune sperând să folosească ocazia de a scăpa de la școală, dar a găsit-o pe Eri așteptându-o la poartă. El a întrebat de ce nu a încercat ca toți ceilalți, așa că i-a dezvăluit că are deja suficient credit pentru a absolvi școala. Ea a vrut să-l însoțească în timpul misiunii sale, așa că a cerut despre ce era vorba, dar el i-a spus că era o misiune normală cu erangne de care un as cu aia nu ar trebui să se preocupe. Ea a condus să-l deranjeze pe parcurs, făcându-l să explice că el căuta o pisică și fruntea ei masivă a reflectat soarele într-o zonă deschisă, ceea ce ar face căutarea dificilă. Ea încă le eticheta cu el, indiferent, și împreună au început să rătăcească pe insulă, verificând aleile și haitele, sperând să se poticnească cumva de pisică în mod miraculos. După un timp, Eri a început să-l deranjeze să-i cumpere prânzul, așa că i-a adus un pachet de burger care stătea într-un pachet să mănânce. I-a spus să nu stea și să piardă în fața lui, așa cum oamenii ar putea presupune că sunt acele cupluri nerușinate și îndrăgostiți care nu își puteau permite o cameră de hotel. L-a sfătuit să se întoarcă acasă, deoarece iubitul ei ar putea avea o impresie greșită despre relația lor, ceea ce a făcut-o doar să țipe, că era o femeie de pură violență mai degrabă decât dragoste. Câteva zile mai târziu s-a întâlnit în secret cu Rico, colegul său de clasă care i-a cerut niște jocuri de toamnă în schimbul informațiilor despre Eria. În dosarul adus de ea, el a aflat că Eria era un budai de ranghes care fusese proiectat Eria Quadra, deoarece folosea două pistoale și două lame. Ajuns acasă, i-a dezvăluit că l-a lăsat în mod intenționat singur în timpul zilei, astfel încât să o poată investiga. Ea a vrut să știe ce a reușit să afle despre ea, așa că a vorbit despre felul în care era un nobil care a lucrat pentru agenția britanică Budai de la 14 ani, despre cum a avut un palmares curat de 99 de arestări și 99 de misiuni. Ea a spus că a distrus deja dosarul, dar el a susținut că nu este un criminal și că nu ar trebui să fie numărat. Ea a amintit că el a modelat-o ca pe un dubios murdar și a spus să se întoarcă la divizia de asalt pentru a putea descoperi secretul puterii lui. Kinji a spus
spus că a fost doar o întâmplare și el a fost doar un ratat de rang E, dar ea deja a făcut și a săpat și a descoperit că a fost inițial clasa S, dar a ratat intenționat examenele de sfârșit de semestru. Ea a ajuns deasupra lui hotărâtă să descopere secretul pe care l-ascundea, așa că a părăsit rapid canapeaua înainte ca modul lui de isterie să se activeze. El a promis că va face echipă cu ea într-o misiune care să-i permită să fie martor la puterea lui din nou, după care își va continua viața mondenă fără amestecul ei. A doua zi, de îndată ce a ajuns la divizie, foștii săi coechiperi l-au primit înapoi cu brațele deschise, în timp ce implorându-l să facă lucrurile pline de viață cu comportamentul lui clovnesc. Când a apărut Eria, toți s-au bătut imediat. Ea a spus că nimeni nu se apropie de ea în divizie deoarece era prea copleșită, ceea ce i-a făcut viața singură, la fel ca numele ei, care reprezintă o parte solo dintr-o operă. A doua zi a pierdut din nou autobuz datorită ceasului fals câștigat într-o sală de jocuri în ziua precedentă. În interiorul autobuzului, o fată a primit un mesaj vocal de la florist care sunea că autobuzul a fost manipulat cu o bombă și ar putea exploda dacă încetinește. În timp ce pasagerii încercau să caute bomba, a apărut o mașină controlată de la distanță cu extensii de armă care au tras în autobuz. Eri a făcut legătura cu Kinji și împreună s-au îndreptat spre autobuzul deturnat într-o mașină rapidă. El i-a tras atenția asupra virajului pe care l-au ratat, ceea ce a făcut-o să explice că se îndreaptă spre o Daiba care era un district criminal. El a decis să aibă încredere în intuiția ei, deoarece era locul cel mai probabil pe care deturnătorul ar dori să opereze. Între timp, în autobuz, unii studenți plăneau să atace mașina de la distanță când au ajuns în tunel. Imediat s-au ridicat să tragă în ea. Toți au fost împușcați, mitraliera care era echipată cu senzor de căldură, focul rapid a rănit atât de mulți studenți, inclusiv șoferul de autobuz, ceea ce l-a făcut pe prietenul lui Kinji să prea direcția. Chiar atunci, Eria a doborât pistolul și a distrus mașina de la distanță din spate. Ea a ajuns din urmă cu autobuzul și a spus lui Kinji să se pregătească pentru că mergeau un autobuz pentru a dezamorsa bomba. Eria a sărit prima, după care Kinji a blocat volanul cu niște frânghii înainte de a urma exemplul. Odată înăuntru, Miuto a dezvăluit că se scurgea gaz, ceea ce înseamnă că autobuzul ar putea exploda în curând. Eria a găsit în sfârșit bomba sub autobuz și a vrut să înceapă să o dezamorseze singură. În timp ce era la asta, ceilalți studenți au spus lui Kinji să găsească dispozitivul care transmite semnale de la distanță către deturnător. S-a dus pe acoperișul autobuzului, l-a găsit, făcându-l se simtă ca un erou nemaipomenit care tocmai a salvat ziua, dar Eria l-a numit idiot pentru că a ieșit în autobuz și s-a expus la pericol. Chiar atunci o altă mașină a apărut din spatele lor și a tras în el, dar din fericire Eria l-a împins din drum înainte de a produce accidentul de mașină. Deși a căzut inconștient în urma rănilor, a câștigat suficient timp pentru ca un elicopter să apară. Pe el era Rick, un profesionist, clunetist care a tras o singură lovitură atât de precisă încât a desprins bomba din autobuz, făcând-o să explodeze în interiorul oceanului. Mai târziu în acea zi s-a întâlnit cu ea la spital cu un raport al incidentului care era același tipar ca și operațiunea ucigașului Bud, deși nu putea urmări nimic până la el. Ea pur și simplu a aruncat la gunoi raportul și a spus să iasă deoarece era supărată. Încă o dată le-a spus că plănuia să renunțe să mai fie Bud, ceea ce a făcut-o doar înfuriat deoarece a fost practic inutil în ultima perioadă și misiunea nu a putut afișa o putere specială. El a întrebat de ce și ascunde adevăratele puteri, dar el a susținut că nu are nicio putere și că nu ar trebui să se mai preocupe de el. Ea a susținut că nu are de ales deoarece rămânea fără timp, dar când el a întrebat de ce are nevoie de el, căci ea nu i-a dat un răspuns corect care l-a făcut să plece furios. Câteva zile mai târziu a observat-o îmbrăcată de parcă ar fi mers la o întâlnire și a decis să o urmărească ca pe un iubit gelos. A urmat un tren până când s-a oprit la o clădire a poliției, unde a sunat, el a scos pentru necazul care era ea. Lăsa să o însoțească în centru unde s-a întâlnit cu mama ei care aștepta judecată. Ea și-a informat mama cu ucigașul Bude și din nou la suprafață și Kinji era pe radarul lui, ceea ce a fost minunat deoarece i-ar permite să-l prindă, să-și dovedească nevinovăția, ceea ce i-ar reduce pedeapsa de la 84 la 72 de ani. Mama ei a spus să caute măcar un partener înainte de a alerga după un adversar atât de periculos, dar ea a susținut că se putea descurca singură. Ea a reamintit că abilitatea ei moșinită va rămâne latentă până când va găsi un partener care o poate înțelege. Înainte de a fi dusă, Eri a jurat că îi va expune pe toți cei care a înscenat-o, dar i-a spus să nu se încurce încă cu UE până când nu are un partener. A doua zi, Eri nu a apărut la școală. În timpul liber, el s-a uitat la toate incidentele ucigașului Bude care erau legați de Kani, mama Eriei. Un prieten l-a găsit în bibliotecă și l-a informat că Eri s-a transformat înapoi la Londra și și-a rezervat deja un zbor pentru acea seară. În drum spre casă, a crezut că Eri părăsește țara și era bine, dar fața lui era ciuruită de tristețe. A primit un mesaj de la Rico care l-a făcut să treacă la un club unde ea l-a dus într-o cameră privată și a încercat să-l hrănească. Nu a lăsat-o la început, dar când a menționat ucigașului Bude, a lăsat-o să-și tachineze creierul, virgin până când nu a mai suportat. Ea deci să meargă mai departe, deasupra lui ca și cum ar fi singura poziție pe care ea putea să o divulge și să facă cele mai recente informații pe care ea a numit o posibilitate de eveniment. Ea a sunat că a fost un incident trecut ca un eveniment obișnuit când ar fi fost opera ucigașului Bude. I-a arătat dosarul unei nave deturnate cu numele fratelui său, dând de înțeles că moartele ar putea fi
legate de întâmplările din oraș. Acest lucru îl pune adânc pe gânduri, permițându-i să treacă mai departe cu următoarea fază a planului de seducție, care activa doar modul lui de isterie. Aura lui s-a schimbat brusc făcându-l să o ridice, promițând că va continua șmecheriile lor o altă dată. În ce se grăbea spre aeroport, modul isteriei i-a permis să deducă că ucigașul lui Bude ar putea ținti spre Eirea, deoarece un avion era singurul transport pe care îl deturnase. Când ajunge acolo, el îi cere gazii să se asigure că avionul decolează. Cu toate acestea, ea revenit pentru a raporta că pilotul a început deja procesul și nu se mai putea opri. S-a întâlnit cu Eirea în apartamentul ei și a făcut-o să-și închidă catarama până când decolarea a fost finalizată. Când i-a întrebat de ce se află în avion, el i-a spus că e datorează în comisiune care nu a fost finalizată de când ucigașul Bude este în libertate. Ea a început să țipe, susținând că nu mai are nevoie de un partener, dar a tăcut brusc când a început o furtună cu fulgere.